Bună ziua, vă salută Tatiana. În tutorialul abia încărcat, am lucrat raglanul și corpicinul. Astăzi vom merge mai departe. După ce am încheiat cel de-al optulea rând de colțișoare, vom ajunge cu fir alunecat pe mijlocul primului colțișor disponibil. Și aici vom lucra în același mod, trei ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, cel de-al doilea picioruș dublu, cel de-al treilea picioruș dublu, cele două ochiuri de lanț de separare, urmate de cele trei piciorușe duble, ca de obicei, 1, 2, și cel de-al treilea, după care vom face un ochi de lanț și apoi vom porni cu următorul colțișor. Deci, pe întreg rândul, între segmentele cu colțișoare, noi vom lucra câte un ochi de lanț. În felul acesta vom merge de jur împrejur. Am făcut și ultimul ochi de lanț între segmente, voi închide cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi din primul picioruș, cu fir alunecat ajung din nou pe mijlocul acestui segment, voi face aceleași trei ochiuri de lanț, urmat de două piciorușe duble, unul și cel de-al doilea, două ochiuri de lanț de separare, trei piciorușe duble pentru a întregi și a forma colțișorul, 1, 2 și cel de-al treilea, iar de data aceasta, între colțișoare vom face două ochiuri de lanț de separare și vom continua cu următorul colțișor, 1, 2, 3, 2 ochiuri de lanț de separare, urmat de celelalte 3 colțișoare, celelalte 3 piciorușe duble, 1, 2 și cel de-al treilea, 2 ochiuri de lanț de separare și în acest mod vom continua pe întreg parcursul rândului. Am încheiat rândul în același mod în care ați văzut dumneavoastră, doar că de data aceasta am avut două ochiuri de lanț între colțișoare. Acum voi forma primul colțișor din rândul următor, deci am deja trei piciorușe duble, două ochiuri de lanț de separare, urmate de trei piciorușe duble, 1, 2, 3, iar de data aceasta vom face trei ochiuri de lanț de separare între segmente. În felul acesta noi am început deja să dăm lărgime părții inferioare, părții de jos a lucrării noastre. Deci, astfel vom continua. Continuăm rândul următor. Vom face primele trei ochiuri de lanț care țin locul piciorușului dublu. Vom continua cu celelalte două piciorușe duble, două ochiuri de lanț de separare, urmate de trei piciorușe duble în corespondență aceluiași spațiu, deci am format primul colțișor, iar acum vom continua lucrând trei ochiuri de lanț, vom lua firul pe croșet, vom face un picioruș dublu în corespondența spațiului format din cele trei ochiuri de lanț din rândul anterior, voi continua cu trei ochiuri de lanț și voi forma următorul colțișor.
Deci avem 1, 2, 3 piciorușe duble, 2 ochiuri de lanț de separare, urmat de 3 piciorușe duble, 1, 2, 3, iar acum vom lucra, așa cum vă spuneam, 3 ochiuri de lanț, picioruș dublu în corespondența spațiului format de cele 3 ochiuri de lanț, 3 ochiuri de lanț și vom continua. Astfel vom lucra pe întreg parcursul rândului. Am închis rândul în modul obișnuit, voi începe formând primul colțișor, am cel de-al doilea picioruș dublu, cel de-al treilea, 2 ochiuri de lanț de separare, urmate de 3 piciorușe duble pentru a întregi colțișorul, 1, 2, 3, după care vom continua lucrând 4 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, firul pe croșet, în corespondența piciorușului dublu vom face un picioruș dublu, 4 ochiuri de lanț de separare și vom forma următorul colțișor. Ați observat că deja lucrarea noastră a început să prindă lărgime. Formez și următorul colțișor, 1, 2 și 3. Și voi continua cu cele 4 ochiuri de lanț, piciorușul dublu în corespondența piciorușului dublu, urmat de alte 4 ochiuri de lanț. În felul acesta noi vom continua pe întreg rândul. Pentru următorul rând vom forma colțișorul ca de obicei. Am 3 piciorușe duble, 2 ochiuri de lanț de separare urmat de 3 piciorușe duble, 1, 2 și cel de-al treilea. De data aceasta lucrăm 2, 3, 4, 5 ochiuri de lanț, firul pe croșet, picioruș dublu în corespondența piciorușului dublu, 5 ochiuri de lanț, 3, 4, 5, după care vom continua să lucrăm colțișorul în mod obișnuit. 1, 2, 3, 2 ochiuri de lanț de separare, urmat de 3 piciorușe duble, 1, 2, 3 și continuăm, așa cum ați văzut, 5 ochiuri de lanț, picioruș dublu în corespondența piciorușului dublu, 5 ochiuri de lanț. Noi ne vom întâlni la sfârșitul acestui rând. Încheiat și acest rând, vom forma din nou colțișorul nostru. Am 3 piciorușe duble, 2 ochiuri de lanț de separare, continuăm cu 3 piciorușe duble, 1, 2 și cel de-al treilea. Iar acum vom face în felul următor. 3 ochiuri de lanț, firul pe croșet, picioruș dublu în corespondența primului lanț format din cele 5 ochiuri. 3 ochiuri de lanț în continuare, din nou picioruș dublu în corespondența celui de-al doilea lanț format din cele 5 ochiuri de lanț. Și 3 ochiuri de lanț, după care continuăm să lucrăm colțișorul, 1, 2,
trei, două ochiuri de lanț de separare și trei piciorușe duble, 1, 2, 3 și voi continua din nou, voi repeta încă o dată, vom face 3 ochiuri de lanț, piciorul dublu în corespondența primului spațiu format din ochiurile de lanț, din nou 3 ochiuri de lanț de separare, următorul piciorul dublu în spațiul format din cele 5 ochiuri de lanț, plus 3 ochiuri de lanț, după care vom continua. Deci așa se prezintă acest rând. Iar acum noi vom lucra singure. Am încheiat rândul, acum vom merge mai departe. Deci suntem în mijlocul colțișorului. Acum vom lucra 1, 2, 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu. Cel de-al doilea picioruș dublu. 3 ochiuri de lanț de separare. Vom continua lucrând 2 piciorușe duble. 3 ochiuri de lanț de separare. 1, 2, 3. Din nou, 2 piciorușe duble în corespondența aceluiași spațiu. Vom continua din nou cu 3 ochiuri de lanț de separare, iar acum ultimele 2 piciorușe duble din corespondența acestui spațiu. Deci avem 2 piciorușe duble, 3 ochiuri de lanț, 2 piciorușe duble, 3 ochiuri de lanț, 2 piciorușe duble, 3 ochiuri de lanț și 2 piciorușe duble. Avem 8 piciorușe duble în total, la fiecare 2 piciorușe duble, 3 ochiuri de lanț de separare. După care voi continua. Vom continua cu 3 ochiuri de lanț, firul pe croșet, picioruș dublu în corespondența piciorușului dublu, care așa, 3 ochiuri de lanț de separare, picioruș dublu în corespondența piciorușului dublu, 3 ochiuri de lanț de separare și acum din nou am ajuns în corespondența colțișorului și vom lucra din nou 2 ochiuri de lanț, 2 piciorușe duble, scuzați, 3 ochiuri de lanț, din nou 2 piciorușe duble, 1, 2. Practic vom repeta în fiecare colțișor acest raport până în momentul în care vom avea 8 piciorușe duble separate, 2 câte 2, deci separate de câte 3 ochiuri de lanț. Cum fac ultimele 2 piciorușe duble și apoi vom continua în modul în care v-am arătat până acum. Deci așa se prezintă. Am ajuns și la capătul acestui rând. După ce am făcut ultimele 3 ochiuri de lanț, voi închide cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș dublu. Cu fir alunecat, voi ajunge în corespondența primului spațiu format din cele 3 ochiuri de lanț. În felul acesta, aici voi lucra 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu, cel de-al doilea picioruș dublu, 3 ochiuri de lanț de separare, urmate de alte 2 piciorușe duble în corespondența aceluiași spațiu. Apoi vom intra în următorul spațiu format din cele 3 ochiuri de lanț, lucrând în același mod 2 piciorușe duble, 3 ochiuri de lanț de separare, urma de alte 2 piciorușe duble, în corespondența aceluiași spațiu. După care vom trece în ultimul spațiu format din cele 3 ochiuri de lanț și lucrăm din nou 2 piciorușe duble, 3 ochiuri de lanț de separare,
urmat de alte două piciorușe duble, unul și cel de-al doilea. După care, ia uitați-mă, după care voi lucra trei ochiuri de lanț și în corespondența spațiului din mijloc, vedeți aici avem trei spații de câte trei ochiuri de lanț, în corespondența acestui spațiu noi vom face un picioruș scurt, trei ochiuri de lanț și vom trece direct în primul spațiu format din cele trei ochiuri de lanț și vom lucra în același mod. Deci, două piciorușe duble, trei ochiuri de lanț urmat de două piciorușe duble. Intrăm în spațiul cu numărul 2 și lucrăm două piciorușe duble, trei ochiuri de lanț de separare, două piciorușe duble, 1, 2. Vom intra în cel de-al treilea spațiu format din ochiurile de lanț și lucrăm aceleași două piciorușe duble, trei ochiuri de lanț de separare, urmat de două piciorușe duble în corespondența aceluiași spațiu. Continuăm cu trei ochiuri de lanț, 1, 2, 3, piciorușul scurt în corespondența spațiului din mijloc, acelui de-al doilea spațiu, format din cele trei ochiuri de lanț. Continuăm cu trei ochiuri de lanț și în continuare lucrăm în acest mod. Vom închide rândul cu fir alunecat, vedeți, a făcut ultimele trei ochi de lanț. Deci vom închide rândul cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. Cu fir alunecat vom ajunge în primul spațiu format din cele trei ochiuri de lanț, iar aici voi lucra din nou trei ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, cel de-al doilea picioruș dublu. Trei ochiuri de lanț de separare urmat de două piciorușe duble în corespondența aceluiași spațiu. Un ochi de lanț de separare, apoi vom trece în corespondența celui de-al doilea spațiu format din cele trei ochiuri de lanț și vom lucra în același mod. Două piciorușe duble, trei ochiuri de lanț de separare urmate de două piciorușe duble în corespondența acelui spațiu, un ochi de lanț de separare, iar acum intrăm în ultimul spațiu format din cele trei ochiuri de lanț și lucrăm două piciorușe duble, trei ochiuri de lanț de separare, urmat de două piciorușe duble în corespondența acelui spațiu. Vedeți, se observă foarte bine ceea ce obținem. În acest moment, ceea ce vom face va fi să facem un ochi de lanț de separare, un picioruș scurt în corespondența piciorușului scurt din rândul anterior, un ochi de lanț de separare și repetăm în corespondența spațiilor formate din ochiurile de lanț, aceleași eterne, două piciorușe duble, trei ochiuri de lanț de separare, două piciorușe duble. Diferența este că acum, între fiecare dintre aceste rapoarte, noi am făcut ochiul de lanț de separare și vom merge în continuare, două piciorușe duble, trei ochiuri de lanț, două piciorușe duble, deci cel de-al doilea picioruș dublu, ochiul de lanț de separare, acum intrăm în corespondența ultimului spațiu, formăm aceste frumoase rozete, am făcut două piciorușe duble, trei ochiuri de lanț, urmate de alte două piciorușe duble în corespondența acelui spațiu, un ochi de lanț de separare, un picioruș scurt
În corespondența piciorușului scurt din rândul anterior, unul de lanț de separare. Deci așa se prezintă acest rând și vom continua să lucrăm singure. Am ajuns și la capătul acestui rând. Vom închide cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. După care, cu fir alunecat, vom ajunge din nou în spațiul format din cele trei ochiuri de lanț. Și aici vom lucra ca de obicei, trei ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, cel de-al doilea picioruș dublu, trei ochiuri de lanț de separare, urmat de două piciorușe duble în corespondența aceluiași spațiu, iar de data aceasta, între fiecare din cele trei rapoarte, vom face două ochiuri de lanț de separare. Deci am făcut primul raport, ochiurile de lanț de separare, voi trece în cel de-al doilea și voi repeta două piciorușe duble, trei ochiuri de lanț de separare, două piciorușe duble, două ochiuri de lanț de separare, urmat de următorul raport, unde voi face două piciorușe duble, trei ochiuri de lanț de separare, două piciorușe duble în corespondența aceluiași raport. Și imediat voi lua firul pe croșet și voi intra în următorul spațiu format din cele trei ochiuri de lanț, repetând tot ceea ce am lucrat până acum. Două piciorușe duble, trei ochiuri de lanț de separare, două piciorușe duble, două ochiuri de lanț de separare, voi intra în următorul spațiu format din cele trei ochiuri de lanț, două piciorușe duble, trei ochiuri de lanț de separare, urmat de două piciorușe duble în corespondența aceluiași spațiu, două ochiuri de lanț de separare, iar acum lucrăm cel de-al treilea raport, două piciorușe duble, trei ochiuri de lanț de separare, urmat de două piciorușe duble. Deci, în felul acesta, noi vom lucra pe parcursul întregului rând, așa se prezintă ceea ce obținem. Vom închide și acest rând cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi din primul picioruș, iar acum nu ne rămâne decât să lucrăm câte un picioruș scurt în corespondența fiecărui picioruș din rândul anterior. Aici unde avem ochiurile de lanț vom face trei piciorușe scurte, câte un picioruș scurt deasupra fiecărui picioruș dublu, unde avem două ochiuri de lanț, vom face două piciorușe scurte. În felul acesta noi vom lucra totul de jur împrejur și apoi ne vom întâlni la sfârșitul acestui rând. Am ajuns și la capătul acestui rând. Vom închide totul cu fir alunecat în corespondența primului picioruș scurt. Voi scurta firul și vom ascunde capătul de fir. Eu îl voi ascunde cu croșetul, dumneavoastră îl ascundeți în modul în care
doriți, fie cu croșetul, fie cu acul pentru cusut. Și în felul acesta ați văzut, pornind de la raglan, am realizat această rochiță. După ce am dat stabilitate firului, vom tăia firul în surplus. Aceasta este ceea ce am obținut. Am obținut o frumoasă rochiță pentru 0-6 luni. Dacă v-a plăcut ceea ce am realizat, vă rog să lăsați un comentariu, un like și dacă nu sunteți încă înscriși pe canal, puteți să vă înscrieți, nu costă nimic. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă salut ca de fiecare dată, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă iubesc pe fiecare dintre dumneavoastră și vă doresc o zi minunată. La revedere, vă salută Tatiana!